Este cunoscut în lumea largă beneficiul uleiului de măsline sau pur și simplu consumul acestui fruct dimineața pe stomacul gol. Însă trebuie să știți că nu toate măslinele sunt bune pentru sănătatea noastră. Veți afla din acest material cum le alegem pe cele mai bune și de ce sortimente trebuie să ne ferim. Considerat unul dintre cele mai nutritive fructe din câte există, măslina este un adevărat medicament. Conținutul bogat în vitamine și acizi grași, omega-3, omega-6 și omega-9, menține măslinele în topul celor mai sănătoase alimente care se consumă încă de pe vremea fenicienilor. Măslinele nu pot fi mâncate direct din copac. Pentru a putea fi consumate, ele trebuie supuse procesării. Există 5 metode de procesare a măslinelor. Tratarea cu sare, atunci când sunt păstrate timp de 4-6 săptămâni în sare, tratarea cu sare amură, atunci când măslinele sunt înmuiate într-o soluție de apă sărată, aproximativ 5 săptămâni, tratarea cu apă, atunci când se pun la murat în apă, timp de 4 săptămâni, tratarea cu soluție alcalină, atunci când măslinele sunt lăsate la macerat câteva săptămâni și apoi spălate, și tratarea cu ulei, atunci când sunt lăsate la macerat în sare și ulei. În funcție de metoda de procesare, măslinele capătă textură și culori diferite, de la verzi, maro, negre, până la galbene sau roșii. Măslinele verzi sunt culese atunci când sunt încă necoapte și au un gust mai amar decât cele negre, deoarece stau mai mult timp în sare amură. În schimb, măslinele negre sunt mai moi, au un gust mai dulce și un conținut mai mare de grăsimi, deoarece au fost lăsate la copt mai mult timp. Cele mai sănătoase măsline sunt cele prelucrate natural. De-a lungul anilor însă, piața a fost invadată de măslinele prelucrate cu aditivi și coloranți, care le transformă dintr-o sursă de vitamine și minerale în conserve fără nicio valoare nutritivă. Cele mai periculoase măsline, spun nutriționiștii, sunt cele umplute, care conțin și cei mai mulți aditivi alimentari pentru potențarea gustului. Măslinele sunt foarte bogate în fier, sunt o sursă prețioasă de vitamina E, calciu sau fibre. Datorită conținutului ridicat de grăsimi mononesaturate și de antioxidanți, măslinele sunt un adevărat miracol pentru sănătate, ajutând la prevenirea cancerului, în lupta împotriva colesterolului, la sănătatea oaselor, circulația sanguină, îmbunătățirea vederii sau calitatea pielii. Consumul zilnic de măsline, spun nutriționiștii, aduce beneficii importante și stării de sănătate a fumătorilor, deoarece previne degradarea plămânilor și îmbunătățește calitatea vieții bolnavilor cronici. Consumate zilnic la mesele principale, măslinele întăresc vasele de sânge, ameliorând afecțiunile specifice înaintării în vârstă, precum vederea, încetinirea proceselor de îmbătrânire, degradarea unor țesuturi și funcții ale organismului. Nu în ultimul rând, dieta cu măsline întărește dantura, oasele și ajută la regenerarea țesuturilor distruse în situații dramatice, precum accidente sau imobilizări îndelungate la pat. Măslinele conțin compuși fenolici importanți, precum oleuropeina și oleocantalul, considerați cei mai puternici antioxidanți din natură, care alături de vitamina E și carotenoizii din măsline, ajută în mod real la prevenirea cancerului, afecțiunilor cardiace, inflamațiilor și a diabetului. Măslinele furnizează cantități importante de calciu, cupru, fier, mangan și zinc și sunt surse importante ale complexului de vitamine B.
Grăsimile mononesaturate din măsline ajută la reglarea nivelului total de colesterol în corp. Măslinele au și un efect stimulativ pentru sistemul digestiv, fiind recomandate în cazul constipației. Grăsimile mononesaturate și vitamina E din măsline ajută și la prevenirea afecțiunilor inflamatorii. Proprietățile antiinflamatorii ale măslinelor ajută și la încetinirea proceselor oxidative la nivel celular, încetinind astfel îmbătrânirea organismului. Măslinele au un indice glicemic mic, 15, menținând nivelul de zahăr în sânge la un nivel scăzut, asigurând astfel și reglarea apetitului alimentar. Prezența azotului și fosforului oferă măslinelor proprietăți anticanceroase. În plus, s-a constatat că măslinele cresc cu 12% capacitatea de refacere a sistemului nervos. Măslinele și uleiul de măsline sunt bogate în acizi grași mononesaturați, tip omega-9, și în vitaminele A și E. Consumul regulat de măsline, câte 5-10 pe zi, negre sau verzi, aduce mari beneficii sănătății, previne afecțiunile cardiovasculare, împiedică formarea ateroamelor și creșterea nivelului colesterolului, protejează celula nervoasă și previne inflamațiile. Consumul de măsline este recomandat și în cazul curelor de slăbire, nutriționiștii arătând că măslinele pot ajuta la reducerea aportului zilnic de calorii cu până la 200 kilocalorii. Măslinele sunt recunoscute și pentru beneficiile pe care le au pentru menținerea sănătății pielii și părului, fiind bogate în acizi grași și antioxidanți care hrănesc, hidratează și protejează pielea și părul. Excesul de măsline poate fi însă periculos pentru persoanele care suferă de obezitate sau hipertensiune arterială. La fel de bun pentru sănătatea noastră este și uleiul de măsline. Însă atenție mare și în acest caz, pentru că este cel mai falsificat produs alimentar. Obținerea uleiului de măsline extra virgin, de calitate, durează mult și este costisitoare. Pe de altă parte, falsificarea lui este rapidă, ieftină și bănoasă. Iar în prezent, problema înșelătoriilor cu ulei de măsline vizează întreaga lume. De exemplu, aproape jumătate din uleiul de măsline comercializat în România nu corespunde din punct de vedere calitativ. De asemenea, 69% din uleiul de măsline importat în Statele Unite ale Americii nu corespunde standardelor înalte prevăzute pentru uleiul de măsline extra virgin, potrivit unui articol publicat de New York Times. Cu ajutorul unei infografii interesante, New York Times ilustrează modul în care este falsificat uleiul de măsline. La unele rafinării, uleiul de măsline este diluat cu uleiuri mult mai ieftine, cum este cel de soia. Alți producători merg mai departe, amestecă mai multe uleiuri vegetale, cărora le adaugă beta-caroten și clorofilă pentru a le controla culoarea și aroma. Pentru că este mult mai sănătos decât alte uleiuri, iată în continuare câteva criterii care vă vor ajuta să alegeți uleiul de măsline cu cele mai mici riscuri. Un criteriu relativ sigur este, din păcate pentru buzunarele noastre, prețul. Cu cât plătiți mai mult pentru o sticlă de ulei de măsline extra virgin, cu atât șansele să fie cu adevărat de calitate sunt mai mari. Cumpărați doar uleiul de măsline ambalat în sticle închise la culoare sau în butoiașe metalice, fiindcă lumina afectează calitatea produsului. Culoarea uleiului de măsline propriu-zis nu este un criteriu al calității produsului.
Aceasta diferă de la verde la auriu, datorită măslinelor folosite. Mirosul și gustul, în schimb, sunt criteriile poate cele mai importante în alegerea uleiului de calitate. Evitați-l pe cel care miroase arânced, a mucegai, care are gust metalic, de ars sau de carton. Gustul uleiului de măsline extra virgin, real, este puternic, fructat, piperat, amar și uneori înnecăcios. Aciditatea uleiului extra virgin trebuie să fie sub 0,8. Este bine să cumpărați uleiul de măsline cât mai aproape de data de culegere a măslinelor. Unele sticle au înscrisă data recoltării măslinelor. Dacă nu au precizat această dată, uitați-vă după data expirării. Termenul de valabilitate ar trebui să fie de 2 ani de la data îmbutelierii. Unii termeni, precum ulei de primă presă sau presat la rece, creează confuzie. Cum, în majoritatea cazurilor, uleiul de măsline extra virgin modern se produce prin centrifugare, termenul presat este din start impropriu. Uleiul de măsline extra virgin este obligatoriu obținut prin prima procesare a pastei de măsline. Atenție mare la etichetă! Etichetarea uleiurilor de măsline cuprinde în mod clar, în plus față de denumire, următoarele informații privind categoria de ulei. A. Pentru uleiul de măsline extra virgin, ulei de măsline de categorie superioară obținut direct din măsline și exclusiv prin procedee mecanice. B. Pentru uleiul de măsline virgin, ulei de măsline obținut direct din măsline și exclusiv prin metode mecanice. C. Pentru uleiul de măsline compus din uleiuri rafinate de măsline și uleiuri de măsline virgine. Ulei cu un conținut exclusiv de uleiuri de măsline care au suferit un tratament de rafinare și uleiuri obținute direct din măsline. D. Pentru uleiul din turte de măsline. Ulei cu un conținut exclusiv de uleiuri obținute prin tratarea produsului obținut în urma extracției uleiului de măsline și uleiuri obținute direct din măsline. Sau ulei cu un conținut exclusiv de uleiuri obținute prin transformarea turtelor de măsline și uleiuri obținute direct din măsline. La fel ca și măslinele, și uleiul de măsline este sănătate curată. Bineînțeles, cel de calitate, pe care am văzut cum trebuie să îl alegem. De altfel, tot ce este venit de la Dumnezeu, de la Mama Natură, înseamnă sănătate. Alături de pâine și de vin, uleiul de măsline este binecuvântat de Dumnezeu în Vechiul Testament. Porumbelul cu crenguța de măslin în cioc îl anunță pe Noe că potopul s-a sfârșit și se așterne pacea în lume. Iată în continuare câteva beneficii ale acestui produs. Este bine ca uleiul de măsline să nu ne lipsească din nicio salată. Uleiul de măsline ne protejează inima, îi ajută pe cei suferinți cu stomacul, este un bun pansament pentru cei afectați de ulcer. La fel, este un adjuvant și pentru bolnavii de diabet zaharat. Dacă se iau regulat 2-3 lingurițe de ulei extra virgin de măsline în fiecare zi, se vor vedea rezultatele negreșit. Uleiul de măsline este cea mai sănătoasă sursă de grăsime existentă. Face arterele mai elastice. 2 linguri pe zi vă fac mai rezistenți la accidente vasculare cerebrale și atac de cord. Reduce nivelul colesterolului rău. Conține polifenoli, care ajută la menținerea colesterolului la nivelul optim. Potolește foamea. Reduce pofta de zahăr, vă ajută să vă săturați mai repede și astfel să mâncați mai puțin. Îmbunătățește digestia.
protejează ficatul. Protejează inima și celulele roșii din sânge. Un polifenol specific uleiului de măsline este deosebit de eficient în protejarea celulelor roșii din sânge de oxidare. Ajută la lupta împotriva cancerului de sân. Conține fitochimicale care distrug celulele canceroase și genele predispuse la cancer. Ajută la lupta împotriva bolilor degenerative. Reduce riscul de accident vascular cerebral la persoanele în vârstă. Conform unui studiu, persoanele în vârstă a căror dietă a fost bogată în ulei de măsline au șanse mult mai mici să aibă un accident vascular cerebral decât celelalte. Previne atacul de cord la bărbați. Potrivit unui studiu, bărbații care au consumat minim 50 de mililitri de ulei de măsline pe zi au avut o scădere a ratei de apariție a unui atac de cord cu 82%, comparativ cu bărbații care nu au consumat ulei de măsline. Scade tensiunea arterială prin reducerea nivelului de acid azotic din organism. Reduce riscul de boli cardiace coronariene la femei. Conform unui studiu făcut în Italia, femeile care au consumat zilnic ulei de măsline, fructe și legume crude au avut o rată de apariție a bolilor cardiace coronariene mai mică decât celelalte. Îmbunătățește memoria. Poate preveni și chiar inversa pierderea de memorie specifică bolii Alzheimer. Previne apariția depresiei datorită acizilor grași mononesaturați pe care îi conține. Menține sănătatea la bătrânețe. Dieta mediteraneană este recunoscută pentru efectele sale anti-îmbătrânire, datorate în mare parte uleiului de măsline, dar și peștelui, fructelor, legumelor și vinului roșu. Previne îmbătrânirea pielii. Antioxidanții în frunte cu vitamina E mențin pielea tânără și sănătoasă. Previne îngrășarea. Deși este bogat în calorii, conține grăsimi sănătoase, care luptă împotriva depozitelor de grăsime din organism. Este perfect dacă este nerafinat. Cel mai sănătos ulei de măsline este cel extra virgin, adică cel nerafinat. Așa cum am văzut, este obținut prin presarea măslinelor la rece, fără ca acestea să fie supuse altor procese dure. Înlocuiește cu succes untul. Se poate folosi în majoritatea rețetelor, chiar și produse de patiserie, dar nu se prăjește. Înlocuiește suplimentele. Consumați 2 linguri pe zi pentru a vă asigura aportul zilnic necesar de vitamina E. Uleiul de măsline are și beneficii externe. Hidratează pielea și îi menține elasticitatea. Amestecați-l cu apă și folosiți-l ca pe o cremă de corp, față și mâini. Vindecă și ameliorează acneea. Deși pare ciudat, uleiul de măsline amestecat cu sare grunjoasă este eficient în exfolierea, curățarea pielii, ameliorarea acneei și eliminarea punctelor negre. Nu astupă porii și nu favorizează apariția coșurilor. Pătrunde în piele, lăsând pielea moale și netedă, fără a îngrășa pielea. Curăță pielea sensibilă. Vechii egipteni, greci și romani nu au avut săpun, dar nu i-au simțit lipsa datorită uleiului de măsline. Ei se masau cu ulei, apoi curățau pielea de celulele moarte și de mizerie. În epoca noastră, foarte multe săpunuri conțin ulei de măsline. Este un exfoliant ieftin cu aceleași rezultate ca produsele scumpe din spa. Se toarnă în palmă ulei de măsline alături de o linguriță de sare sau zahăr și se masează ușor pielea. Pentru exfolierea tălpilor, se combină 2 părți egale de ulei de măsline și miere, puțin zahăr și un strop de suc de lămâie. Se masează tălpile foarte energic, după ce picioarele au fost ținute în apă caldă 15 minute.
curăță vopseaua sau smoala de pe piele. Dacă v-ați murdărit cu aceste substanțe, ștergeți-vă cu ulei de măsline și veți avea o piele curată, moale, fermă și netedă. Este cel mai bun lubrifiant natural. Îl puteți folosi ca ulei de masaj, simplu, sau ca ulei purtător de uleiuri esențiale. Reduce aspectul vergeturilor. Combinați părți egale de unt de cacao și ulei de măsline și masați zilnic vergeturile. Reduce celulita. Amestecați-l cu zaț de cafea și masați zonele afectate. Este perfect pentru bărbierit. Folosiți-l în loc de săpun sau cremă de ras pentru un bărbierit confortabil. Este și un bun demachiant natural. Aplicați ulei de măsline pe un tampon de vată și ștergeți ușor machiajul de pe față. Este un autobronzant natural. Amestecați-l cu zaț de cafea și aplicați pe tot corpul sau adăugați amestecul în cadă. Este și rimel natural. Folosiți-l în loc de rimel pentru a obține gene superbe. Uleiul de măsline hidratează și cuticulele. Se aplică pe un tampon de bumbac pentru a hidrata cuticulele. Calmează iritațiile de pe pielea bebelușului. Protejează mâinile de mizerie. Ungeți-vă pe mâini înainte de grădinărit pentru a preveni acumularea de murdărie și pentru a face curățarea mai ușoară. Menține buzele moi și hidratate. Preparați-vă propriul balsam de buze prin combinarea uleiului de măsline cu ceară de albine în părți egale. Puneți-l într-un borcanel de sticlă și ungeți-vă cu vârful degetului. Protejează corzile vocale. Este cunoscut faptul că mulți cântăreți fac gargară cu ulei de măsline înaintea concertelor. Condiționează părul. Combinați-l cu zaț de cafea și frecați bine părul înainte de a folosi șamponul. De asemenea, se poate combina cu balsam de păr pentru a-i accentua efectele. Întărește părul deteriorat. Se aplică ulei de măsline pe păr și scalp, după care se acoperă cu o folie de plastic. Apoi se încălzește părul cu uscătorul. După 30 de minute, se dă folia jos și se spală părul cu șampon, ca de obicei. Previne albirea părului. Folosindu-l regulat, părul își va închide treptat culoarea. Ucide păduchii. Masați scalpul cu ulei de măsline. Așteptați minim 30 de minute și clătiți. Repetați tratamentul odată la 10 zile, de cel puțin 3 ori. Uleiul de măsline are și întrebuințări externe în gospodărie. Lustruiește mobilierul din lemn și suprafețele de uz casnic. Aplicați-l pe o cârpă moale și ștergeți mobila, robinetele, suprafețele laminate, aparatele din oțel inoxidabil. Oferă strălucire pantofilor și recipientelor de alamă. Ajută la dezlipirea autocolantelor. Ajută la dezlipirea gumei de mestecat de pe suprafețele de piele sau non-poroase. Ajută la deschiderea fermoarelor blocate. Este cunoscut că cele mai bune măști faciale sunt cele care conțin ulei de măsline. Se amestecă ulei de măsline cu o pastă obținută dintr-un avocado copt și se aplică pe față timp de 15 minute. Apoi se clătește. Sau se amestecă o lingură de ulei de măsline, o lingură de miere și un gălbenuș de ou, iar amestecul se aplică pe față timp de 15 minute, apoi se clătește. Sunt două rețete care fac minuni. 100 de grame de ulei de măsline conțin 885 de kilocalorii, 14 mg de vitamina E, adică 93% din doza zilnică recomandată pentru adulți, și 62 de grame de vitamina K, adică 59% din aportul zilnic recomandat pentru adulți.